Sfinții apostoli sunt modele de credință, disciplina religie, cultul ortodox, clasa 1. Sfinții apostoli sunt în număr de 12, iar numele lor sunt Simon, Andrei, Iuda Tadeul, Toma, Petru, Bartolomeu, Iacob fiul lui Zevedeu, Ioan, Matei, Filip, Iacob al lui Alfeu și Matia. Să vorbim despre fiecare dintre aceștia. Sfântul Apostol Andrei a fost fratele lui Simon Petru și erau din Betsaida. A fost primul sau cel din tâi chemat să fie apostol și a dovedit credința prin voința lui de a duce cuvântul lui Dumnezeu cât mai multor oameni. Românii îl consideră ocrotitorul țărilor, România. Sfântul Apostol Bartolomeu era din Galaad și a arătat credința și prin prietenia de care a dat dovadă față de ceilalți apostoli. Sfântul Apostol Filip a fost al treilea chemat să fie apostol. Uneori mai timid, acesta și-a arătat credința prin dragostea lui față de oameni. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu era frate cu Sfântul Apostol Matei, ambii fii lui Alfeu. A învățat cu mult curaj pe oameni despre Dumnezeu. Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu. Acesta a fost fratele Sfântului Apostol Ioan, ambii fiii lui Zevedeu. Sfântul Apostol Iacob și-a arătat credința prin ascultare. Sfântul Apostol Ioan, fratele Sfântului Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, a fost numit și fiul tunetului, căci ca un tunet s-a auzit în toată lumea cele scrise de el. Astfel și-a mărturisit credința. Sfântul Apostol Iuda Tadeul a fost rudă cu Iisus Hristos și s-a dovedit un credincios foarte smerit. Sfântul Apostol Matei s-a numit și Levi. A fost fiul lui Alfeu. A scris o evanghelie mărturisindu-și astfel credința prin mărturisirea adevărului. Sfântul Apostol Matia a fost ales apostol la pogorârea Duhului Sfânt. Iubirea față de Dumnezeu a demonstrat-o prin credință și mucenicie. Sfântul Apostol Petru, fratele Sfântului Apostol Andrei, prin credință mare și-a arătat iubirea față de Dumnezeu. Sfântul Apostol Simon s-a numit și Natanael și și-a arătat credința dedicându-și viața lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Toma s-a numit și geamănul. Acesta a pus în practică, prin fapte bune, ceea ce a învățat de la Mântuitorul. Priviți cu atenție fiecare imagine. Citiți cu atenție fiecare descriere din chenarele date. Asociați imaginea fiecărui apostol cu informațiile din chenarele verzi. Răspunsurile corecte sunt: Răspunsurile corecte sunt: Citiți încă o dată numele Sfinților Apostoli.